Și aici vine sfatul 5, care se leagă atât de fundație, dar se leagă în general de clădire. Cer o expertiză tehnică pe clădire ca să vezi starea ei actuală de degradare, de uzură și ce alte intervenții ar avea nevoie pentru a o duce la gradul de siguranță și stabilitate actual, ținând cont de faptul că România este o țară seismică, că mai ales multe construcții vechi nu au fost gândite să reziste la seism și în ipoteza în care vei mai dori să faci diverse modificări în structura clădirii existente, cu siguranță acele modificări se vor duce la fundații. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube, Mario Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.